După cum vedeți, toate direcțiile duc într-o parte, duc spre strada Cantemir. Principalul care a avut de câștigat din această revoluție eșuată. Tinerii au fost intimidați în speranța că încă 20-30 de ani nu se va mai ridica nimeni împotriva unui regim criminal. Toți se vor teme, vor sta acasă. Uite că 7 ani a fost suficient ca încrederea în sine să renască, să ieșim la proteste, să ne cerem dreptate, să ne cerem țara înapoi.